Bună ziua și bine v-am regăsit, tot Ioan aici de la site-ul ledhome.ro. Discutăm astăzi despre un alt model de spot LED încasat, un model pe care, sincer să fiu cu dumneavoastră, sunt subiectiv și îl prefer. Asta întrucât întrunește o serie de caracteristici care mă fac să îmi placă. Discutăm în cele ce urmează despre principalele caracteristici ale acestui model de spot LED. În primul rând, acesta are o putere de 7W, este disponibil atât pe culoarea albă cât și pe culoarea neagră. Noi în acest video o să discutăm doar despre cel pe culoarea neagră cu lumină caldă. După cum îl puteți observa, acesta este spotul, este foarte bine finisat. La nivel de coloristică, să spunem, avem un negru mat, nu este un negru lucios care să iasă foarte mult în evidență. În ceea ce privește LED-ul, acesta este acoperit de un dispersor, să spunem, ușor opal, tocmai pentru a difuza o lumină uniformă și a nu crea efectul de orbire. În ceea ce privește acest model, atât pe alb cât și pe negru, vine însoțit de două reflectoare, unul pe negru și unul pe culoarea alamei, iar în funcție de preferințe dumneavoastră îl puteți schimba foarte ușor, înlocui și dacă vreți să obțineți un spot negru, atunci îi schimbați doar reflectorul. Acest lucru mie îmi place foarte mult și tocmai de asta zic că merită luat în calcul în momentul în care aveți de iluminat o casă sau un spațiu comercial. Întorc pe partea caracteristicilor pentru a prezenta pe cele mai importante. Unul dintre cele mai importante caracteristici este faptul că adoptă conceptul de dark light, astfel încât odată montat și dumneavoastră vă aflați la 1,5 m, 1,70 m distanță față de spot, lumina nu vă va orbi. Practic veți putea vedea doar raza de lumină, dar nu și sursa acesteia. Același lucru, același concept se adoptă și în spațiile comerciale, unde nu ne dorim ca vizitatorii, clienții noștri să fie deranjați de lumină și să poată privi de lungul încăperii sau, de ce nu, pe câteva rafturi montate ceva mai sus. Continuând prezentarea caracteristicilor, avem gradul de protecție IP20, fapt ce ne permite ca acest spot să fie montat doar în zonele în care nu avem o umiditate ridicată. Practic nu vom putea monta acest spot la exterior sau într-o baie. La nivel de dimensiuni avem un diametru de 75 de mm, este un spot LED micuț și ușor de încadrat în orice design, cu o înălțime de doar 58 de mm. Disponibil pe lumină caldă, ce furnizează 560 de lumeni. Un alt avantaj al acestui model de spot, comparativ cu altele din gama acestuia, este unghiul de redare a luminei, care este ceva mai acoperitor, de 45 de grade. Decupajul este de 65 de mm, iar înălțimea recomandată de montaj este de 80 de mm. La nivel de cablare, o puteți observa că are un cablu foarte serios, dacă putem spune așa, bine realizat, de tip plug-and-play. El vine echipat cu driver, practic nu ne rămâne decât să-l alimentăm direct la rețea la 220. Acum, pentru a vedea modul în care acesta luminează, îi vom face și o scurtă probă. Îl vom întoarce puțin în lateral. După cum puteți observa, acest reflector de alamă preia parte din lumină și se creează un efect destul de deosebit. Așa, eu să încerc să focalizez. Deci, acesta este efectul care se creează. Spotul este atent finisat de la cap la coadă, clemele sunt foarte rezistente, da? Deci sunt cleme care asigură o prindere fixă și sigură de tavan, fără a crea imperfecțiuni între spot și tavan. Deci se va plia perfect. Aceasta este partea din spate a modelului. După cum puteți observa, lumina nu pâlpâie, practic nu se va crea efectul de pâlpâire care va deranja. Cam acesta a fost modelul, sper că v-a plăcut prezentarea. În cazul în care nu a fost acoperitor cu informațiile, vă rog să-mi scrieți în secțiunea de comentarii sau să intrați pe site-ul ledhome.ro.